Durković a fost ridicat la rangul de fericit și va fi trecut în calendarul diecezei locale în 10 decembrie, ziua morții sale. Prin beatificarea episcopului Anton Durković se aprinde încă o stea pe bolta cerească a martirilor lui Hristos. E bine aici. Am plecat de la 5:30. De unde ești? Din Ploscuțeni. De unde ai venit? Din Slănic. Și cum a fost drumul? Lung. Și aici? Frumos. Aici cum e? Frumos. Este o zi minunată, dacă zilele trecute natura ne-a cam chinuit, de data asta văd că Dumnezeu a fost de partea noastră. De emoții, de iubire față de Dumnezeu, dragoste pentru părintele Anton Durković, a fost un luptător, un episcop curajos. Este prima în istoria Iașului o manifestare în care să participe peste 20.000 de credincioși la beatificarea sau la ridicarea la cinstea altarelor a unui român. În timpul ritualului beatificării, un sobor de preoți a purtat relicva preafericitului Anton Durković la altar. Episcopul Anton Durković este al cincilea român beatificat de Vatican, dar până să ajungem în acest moment a fost nevoie de un proces dificil, anevoios, inițiat de discipolii martirului în urmă cu 20 de ani. Monseniorul Anton Durković a fost episcop de Iași după cel de-al doilea război mondial. Arestat de comuniști în 1949, a fost încarcerat la Jilava, apoi a fost mutat la închisoarea de la Sighet. Acolo a fost bătut, înfometat și torturat. Monseniorul a murit singur în celulă în iarna lui 1951. Nici până acum nu se știe locul exact unde a fost îngropat.